Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi este o zi specială. Două echipe de artiști se vor întrece în tradiții. Tăierea porcului de Crăciun se sărbătorește în fiecare an în toate zonele. Așa că noi ne-am oprit la Constanța și am format două echipe de artiști care se vor întrece astăzi aici. Pârlitul, testul șoriciului, apoi tranșatul și gustul cărnii de la pomana porcului vă vor face să nu vă deslipiți de acces direct. Mihaela, nu uita de provocări. Avem pregătite una și una pentru artiști. Ei sunt în spatele nostru și de-abia așteaptă să vadă ce le-am pregătit. Am format deja echipele. Echipa mea este echipa pofticioșilor. Echipa Mihaela e echipa... gurmanzilor! În echipa mea, echipa Adrian, pofticioșilor... Adrian, scuză-mă că te întreb. Aici trebuie să fim unul pentru toți și toți pentru mine, bă! Nemale! Așa să vă înșelați, băieți, noi suntem echipa care va câștiga. Nu, vă spun eu. Echipa mea, echipa gurmanzilor va câștiga. Vali Mijelie, Carmen Șerbani, Ionuț Galani, Maria Constantin, Ciprian Sila și Marian Cozma, păi echipa pofticioșilor. Și noi depinde de fluierul arbitrilor. Pentru că Axinte, doamnelor și domnilor, este lângă noi astăzi. El va da verdictul, el va gusta șoriciul. Eu văd el va are șoriciul mai bun, Vijelie. Îți dau eu în coțuică și știi unde să dai. Hai, vin în partea asta. Nu. Avem aici lângă noi și cel mai priceput bucătar, Cristian Giambazu, care va ajuta echipele ori de câte ori vor avea nevoie. Și nu în ultimul rând avem cei doi asistenți care vor sta lângă vedete și vor fi atenți ca ele să nu-și taie degetele cu cuțitele de tranșat carne. Foarte frumoasă concurența asta între noi și toată tradiția, tot ritualul, că practic e ceva ce ne aparține, un ritual românesc, tradițional, de care eu mă bucur și m-am bucurat dintotdeauna. Eu am o curiozitate. Aveți cumva povești din copilărie sau poate chiar actuale de la tăierea porcului? Sigur că da, noi avem. Eram atât de amărât încât crede-mă că dormeam pe sormea și mă înveleam cu fratele meu. N-am povești, aveam porci. Noi ce găseam? La noi era o tradiție. Păi tu aveai, erai barosantul, nu? Avea tot o porci. Când tăiam porcul? Avea, tata, deci avea mai mulți. Avea mai mulți. Uitați-și goata, plecam cu boșajunul și îi făceam semnul fratele meu. Ridică-mă. Aici e de noi. Carmen are o poveste sigur din copilărie. Sigur, da. Eu când tăia tata porcul, mă fugeam în camera mare și mă ascundeam după perne, pentru că mi-era frică că vine după mine. Ți-era frică de porc? Da, mi-era frică de la porc. La noi știi cum era? Care pupa porcul acolo un pic sub coadă, primea bășica, înțelegi? Și bășica o umflam și jucam fotbal cu el. Asta n-a fost bună. L-am pupat, normal, ce vrei să fac? Bășica? Pupa bășica. Fraților, ne simțim bine? Ia zi... Dragoș Velea, sau cum se cheamă? Ce vrei să știi de la mine? Mario, ia povestește și tu ceva. Ce să zic eu, frate? Eu sunt de la țară. Și eu tu de la țară. Da. Eu sunt de la țară și atunci, bineînțeles că de fiecare dată când se tăia porcul, eu mă băgam la tranșat. Așa că, dragilor, o să pierdeți. Mario, o să tranșezi și pentru noi? Cine tăia porcul și cine pregătea toate astea? De tăiat, tăia cineva, un bărbat, că așa este așa și este modelul. Și îl punea pe Vijelie să cânte, am înțeles, nu? Mulțumesc mult! Vijelie nu cântă, fără Maria Constantin! Corect! Îți dai seama că sporci a tranșat Maria? Nu, ar fi bine... Hai la masă, lasă! Aveți grijă cum vă purtați cu Maria, că vă tranșează! M-a bucurat gândul și ideea că, da, facem o acțiune de genul ăsta și pentru cei de acasă, o să vadă cum noi și noi până la urmă suntem oameni și ne băgăm mâna în porc și porcul noi. Hai, mă, înceapă distracția. Mai este la cură. Gurmanzilor, vă apucați de pârlit pe al vostru, porcul vostru, da? Tu nu vezi că toți suntem pufoși? Pufoșilor atunci, nu gurmanzilor.
Iar noi pofticioșii avem porcul nostru aici pregătit. Da. Bine, mă, noi suntem copdomeni. Da. Păi noi suntem gurmanți că avem ce și de unde voi sunteți? Suplică, suntem doar pofticioși. Nu fi răutăcioasă! Nu te pune! Nu te pune că te încurci! Fac asta de ceva timp, de câțiva ani de zile, o tot ajut pe mama. Și atunci, inclusiv tot ceea ce înseamnă pârlit, tranșat și alte cele, ne ocupăm. Hai, băiatul, bagă! Mâncați-a și gura ta, Mărie, de ce? Cum arată șoriciul? Frate, dă-te la o parte, ce că mănânci tu? Nimic. Maria! Ce vrei, frate? Ce fac? Să nu-ți iei șcane, vezi să-ți iei șcane. Cu numele. Vezi că Maria s-a apucat de pârlit, tu ce faci? Perpelește-l. Eu aș mei tăi să facă treaba. Avem pe Carmen, e puternică. Carmen Șerban e numărul 1. Îl avem pe Cristian aici. Este bucătarul șef, are doi asistenți, după cum puteți observa. Acolo este nevoie de asistent, aici se pare că nu e nevoie de asistent, pentru că Maria se descurcă destul de bine. Pârleala asta și asta e o șmecherie. Și când pârlești porcul, trebuie să fii talentat, nu? Ei, nu? Toată șmecherie să știi cum să pârlești în viață. Mănânci șorici? Cum să nu-mi place șorici? Mănânci. Da, cum să nu. Copiii mei se bucură foarte mult la tăia porcului. Știi cum e, fac coze pe porc. E o chestie tradițională și e frumoasă. Hai, bă, că o să facem imediat. Așa, Vali, bravo, frate. Ia uite aici, ia uite ce priceput e Vali Vigelie. M-am zis eu, echipa mea câștigă. Cum e Vali? E de la foarte bine în sus, cum ar putea să fie. Foarte bine, bravo, bravo. Eu n-am mai pârlit porc până acum, dar ca să-mi ajut echipa, am făcut-o cu mare plăcere. Mai trebuie acolo, Maria. Mai trebuie aici. Vezi că dai șorici, nu mai mâncăm nimica. Marian, dai până face puțin bășică. Știe, frate, tot. Marian știe, n-are nevoie de ajutor. Treaba cu bășică, știi. Lumea aici e antrenată. Până acum, cred că se descurcă mai bine partea lui Maria. Eu m-am pârlit pe aici, Mihai pe aici, Vali Vigelie cu instructor, cu ăla de flăcăr, nu știu cum se cheamă. Atenție, atenție la mine. Toate gagicuțele care arată bine. Hai să facem frumial. Nu, lasă-mă să-mi termin aici ce am de făcut, că eu mă pricep la pârlit. Mariane, vezi că mă arzi, frate. Scuze, nu te arzi niciodată în viață. Nu te arzi niciodată în viață. Ai grijă, că are iubit acasă, cum s-o arzi, Doamne ferește. Nu, am zis, nu te arzi niciodată, Doamne ferește. Te supără, băiatul, ai ajunge la spital. Nu, că suntem oameni serioși, doar facem frumă catering. Hai să nu vorbim despre... Bagă și tu, Ciprian. Nu despre iubit, am înțeles. Ce alăturare nefericită. Sunt niște oameni foarte faini și când am auzit că să fiu cu ei în echipă, m-am bucurat tare mult. Pentru că am crezut că, și cred în continuare, că suntem cam de aceeași vârstă apropiată. Știi că un bărbat nu întreabă o doamnă câți ani are. Mă rog, și pe el nu l-am întrebat, că nu m-a interesat în mod direct. E echipa number one, Vali și Carmen Șerban. Dacă-mi dă acum banii, când bine și de galanii. Hai să vedem cine e mai tare, dar văd că echipa lui Vali se mișcă foarte bine. O urare de Ignat, așa, pentru telespectatori. Foaie verde m-a tostat, uite acum de Ignat, am venit pe la Mamaia să belim porcul și oaia, băi! Și să taie la montaj, că vă bag pe toți în garaj. Mănuși aveți? Mănuși. Da, uite. Dă-le mănuși. Ce mănuși, frate? Ce mănuși? Nu vrei cu mănuși? Nu vreau cu mănuși. Tu vrei cu mâna goală, nu? Dar bine trebuie să simt, nu? Să simt. Care am zis eu să mă implic mai mult, pentru că eram în cunoștință de cauză acolo. Cosma! Cum stai cu pârlitul? Bine. Ca nu prea noroc cu Argeleanu, că a venit el aici, mă. Mă, Silaghi, mă, Argel, mă, porcul. Dacă la mine nu, atunci unde, dacă eu nu știu. Auzi, porcul ăsta e cam tare în gură, dar dantura ta nu are nimeni. Am văzut mulți soliști în viața mea, dar dantura ca a ta... Cum ai noroc? Cred că meriți un măr de la în gură. Nu-i primul bărbat care îmi face complimente, sper să nu fie nici ultimul, dar să fie așa cu bariere. Într-adevăr, ăsta e mei, că i-am plătit. Ai mai povestit așa, dar nu mult, despre perioada copilăriei tale. Care... Cumva așa ne-ai dat de înțeles că n-a fost una foarte roz. Bă, tati, vrei să spun ceva? Mulțumesc lui Dumnezeu să știi că aveam mai puțin și eram fericiți. Ne iubeam și eram mai uniți. Banii ăștia, Doamne, mintea ne-au luat, unii de alții ne-au îndepărtat. Săracă inima mea, săracă inima. Începea mă dure, iar începea.
Iacule, hai, hai, inimă, hai, la mulcele mă dai. Noi cântăm la cort ca să se facă mai bine. N-ați înțeles? Așa se face. Carnea va avea alt gust dacă îi cântați. Păi, dar normal, așa se cânta odată, nu? Până la 5 dimineața. Mai bine îi face ceva porcului să moaie șoriciu. O să-l pupăm sub coadă să primim bășica. Da, eu zic că dacă îl pup sub coadă, sigur se moaie. Porcul vine cu coada și eu cu bășica. Cu pârlitul chiar mi-a plăcut. E ceva ce am mai făcut în copilărie. Nu mi s-a părut ceva greu. Bineînțeles că ne-am ajutat unul cu altul. M-a ajutat și Ciprian, m-a ajutat și Maria. Ăsta porc Cipriane, nu tu? Păi da. Ce naibii? Uite-te ce-i pe mâinile mele! Lasă că așa e la tradiția noastră românească, ce vrei? Doamne, Doamne! Dacă nu te mozolești puțin, Marie, n-ai bucur nimic. Așa e. Știi cum e la mine, nu? Aici nu mai da, aici nu mai da. Deci de sărbători, prima dată se sfințește porcul. Da, e foarte adevărat, ca să-l mărești sănătos. Mariane! Da! Ce zici, mă, Mariane? Arată bine al vostru, dar în schimb n-a avut analiza făcută, al nostru este sănătos. S-ar putea să nu guste. Dar s-ar putea să ia la fugă. Doar asta vorbeam și cu Marian. Noi facem chestia asta în fiecare an. Pentru mine a fost o probă ușoară pentru că n-am făcut-o eu, sincer să fiu. Porcul nostru, o să vezi, pentru că acum, după ce va fi pârlit puțin, va trebui să punem apă fierbinte și apoi o să lăsăm puțin să se liniștească și apoi vom lua așa la cuțit. Da, am pus și eu mâna să... Să dea bine pe ecran. Mario! Lasă vorba și dă-i drumul la treabă că iau... Ia uite, te pune la treabă. Eu am ajutoare, dragul meu. Nu te aud. Eu am ajutoare. Dai ajutoare. Așa se respectă o prințesă. Și eu mă hrănesc cu energia lor. Păi nu sunt eu prințesa ta. Da, să rămân. Păi vezi? E... Ciprian, Silaș. Lasă puțin cuțitul deoparte. Ia vin un coace. Fii atent. Bă, dar tu mai... Eu sunt bun pe meseria asta și vrei să mă țin. Nu vreau să te țin, că tu ești în echipa mea, echipa oficialilor. Nu sunt bani, dar fii atent, avem câte o provocare pentru fiecare concurență, vă spunem așa. Flutări, ce? Nu, dragule, ia și tu un bilețel de aici. Ala, bala, portocala. Hai, și citește-l cu voce tare, te rog frumos. Fii atent. Așa, te rog. Și este așa. Te provoc să... Să dai gazul gurmanzilor. Gurmanzilor? Asta nu e o problemă. Te provoc să dai gazul gurmanzilor de 3 ori. Deci trebuie să mergi. Ține-ți aproape. Trebuie să treci, să te duci fără să te vadă. Da, să oprești butelia, da? Da, mă rog. Și atată. Bali, 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 bali. O să vină la noi în echipă, no, Maria. Nu, vii la mine. Tu nu vii la mine. Nu pleacă Vali de la noi. Da, uite, vezi exact ce am zis. Vine și Maria la noi. Aveți grijă că sunteți filmați, da? Aveți grijă. Mi-a făcut manevră, Maria, mi-a oprit butelia. Nu vă jucați cu mine. Am avut o provocare și mi-a plăcut tare mult. Tijelie, a rămas fără butelie. Nu cred că te-a văzut nimeni. Sper. Acum nu mai contează. Sper că nu te-a văzut. S-a oprit, nu s-a oprit. Tijelie, merge în valuri focul. Merge în noduri, merge în noduri. Știi, după o anumită perioadă îți mai merge așa. Ok, Maria Constantin s-a încălzit, frate. Cu așa ispită frumoasă n-aveam să nu ne oprim. Că dai vinte așa roșie. Roșie ca focul. Să o ardă porcul. De-aia s-au dezbrăcat Maria Constantin așa, ca să îi arată înaintările lui Vali. De-aia te-ai dezbrăcatul. Cu mătră vulpiță. Doamne Dumnezeule. Hai, Doamne, grijă de aia. Hai, Maria, uită-te, Doamne, la porc, lasă fata. Sunt atent și la aia și hai, la... Hai, știi cu ce se mănâncă șoriciu ca și delicatesă pe afară, considerat de străin? Cu brânză. No. Cu zmeura. Cu zmeura. Din a doua, mi-a ieșit din a doua. Zmeura, da. Vali m-a observat fără să observe camerele. Și până la urmă am observat și camerele și na, am scăpat ușor, că altfel cred că dădea cu un polonic în mine, cu o lingură, cu ceva. Hai, fratele Vali, hai să bem, că... Sănătate, noroc! Măcar să fim prieteni, nu dușmani. N-avem cum să fim dușmani. Să spice în gură că nu bei. Și spun ceva, lasă echipa și treci de partea mea mai bine. La ce, la cântat sau la... Iau clipa de cât de fericit sunt toți. Uite-te și tu la Carmen. Ai înțeles? Dar mai aveți aici gaz sau nu mai aveți, știi? Nu știu ce... Hai mă, bea un,
Bă, vă dau niște gaz de la... Vreau să spun, eu te-am primit ca prieten, aș fi urât din partea mea să-ți dau vreun arzător de ăsta să uite lumea la noi. Da, eu te-am primit ca prieten. Eu și-am primit cu un par de țâche să... Am înțeles. Și vrei să mă înveți? Uite, nu. Uite, echipă, eu, da, uite cum am fost înțeles, frate. Eu nici la cântare cât sunt nu beau, eu când fac treaba nu beau. Nici eu nu beau, nici eu nu beau. Ocupă-te tu de prietenul meu. Auzi, dar nici eu nu beau. Să iau ușor, ușor, așa, spre mare. Eu n-am venit să vă opresc gazul, eu vă iau porcul cu totul. Vali, uite așa se face. Măriuță, te rog. Ce vrei să fac, ia zi? Să așa mă murdăresc? Se face, da. Păi da, dar vrei să spun ceva? Eu fac altfel. E care iau cum e o problemă. Vedem finalul. Eu zic că toți se descurcă și sincer nu mă așteptam ca vedetele să pună mâna. Uită-te la ei, uită-te la ei, dacă mă întorc, Maria e călare pe porc, are cuțitul mână, curăță. Dacă mă întorc la stânga... Dacă te întorci la mine, îl vei vedea pe Vali Vigelie, băi, care a făcut ca niciodată. 90%. Uitați-vă, eu v-am zis, da? V-am deci zis. Carmen echipa Șerban mea este cea mai bună. Este aplicată pe porc, către porc, cu mâna pe cuțit și, Dumnezeule, începe să vede șoriciul ce se mai... Începe să prindă contur. Începe să prindă, da. Și culoare, și contur, tati, și tot ce trebuie. Să nu te apleci, că murim cu toți. Ai înțeles? Nu mai te-a plecat, Măriuță. Ce frumos este. Văd. Vali, recunosc că pe lângă faptul că mi-este prieten drag, îl și admir din punct de vedere profesional. Orice au fost pârliți, echipele și-au făcut datoria. Urmează testul. Testul sarcină. Porcul Vigelie și-a pierdut mărul, frate. A fost ars. Are puțin și lămină. E acolo porcul și coșoriciul nostru arată cel mai bine. Ia să vedem pe care e mai gustos. Eu nu cred. Facem imediat proba șoriciului. Păi vedem care e mai gustos. Tu, așa, la prima vedere, care crezi că e mai gustos? Nu știu, să vreau să văd, să-mi dau seama. Axinte, uite aici. Gata, cuțitul e la tine. Mă tai la... Cuțitul e la mine, vorba e la tine. Stai puțin. Cristi, aș vrea să-mi spui ce spune tradiția, pentru că am înțeles că trebuie să-i călărim. Sau ei trebuie să-i călărească. Ei trebuie să-i călărească. Așa. Că noi suntem prea grei, noi doi. Da, voi nu vă puneți pe coloană. Le rupeți coloana? Da. Așa. Și avem aici pregătite niște pături. Hai să punem păturile pe ei. La Maria merge, că e mai grăcănat. Vezi care cuțitul, da. Vezi care cuțitul, mă, n-ai grijă. Slăbit, sunt ce trebuie. Gata. Nu? Dar tu de unde știi că e grăcănat? Zi tu, Vali, zi tu, Vali. Aproba. De când am slăbit, sunt ce trebuie. Oricum, erai mai bine înainte. Nu? Hai, care are curaj? Trebuie să călărim porcul ăsta. Mă pun eu, băieți, Maria. Băieți, cu ținere, vă rog frumos. Maria, Măriuță! Măriuță, nu, dă cuțitul din mână. Vali, e prima dată când îmi doresc să fiu porc. Hai, de la echipa mea cine călărește? Să mă călărească Maria. Maria. Hai, tu! Cine îl călărește? Tu! N-ai ce să faci, trebuie să călărești porcul. Hai! Păi ce-ați făcut, mă? Hai da, stai jos! Dacă nu facem treaba asta destul de des, nici eu, nici echipa mea, s-a umflat puțin șoricul, s-a pognit pe spate, dar eu zic că a fost ok. Alo! Nu e bine! Lasă călărească ele două porcuri, după care le călărim noi pe ele. Trebuie să și dansăm, trebuie să fie și cânt și voie bună. O să te rog să mergi să te schimbi, pentru că trebuie să fie în porc popular. Da. Iar noi o să dansăm și o să jucăm în spatele tău. Te rog să te duci, păi, să schimbi. Chiar, dansează porcul, nu, dacă nu ești porc. Nu. Porc, eu nu vreau să danseze nimeni, dragă, că eu vreau să fiu singură pe ecran. Ai gustat din porcul echipei pofticioșilor? Stai puțin, că l-ai gustat neberberit, exact. N-are nimic. Păi, n-are, stai să-l gust. O secundă. Echipa gurmanzilor, cum a ieșit? Dar știi că e mai bun ăla. Stai puțin. Păi ei l-au curățat înainte. Ia. Echipa pofticioșilor. Porcii au fost surori, să știi. Bă, e bun. Cum e? E bun. Ai băgat în gură șoriciu echipei gurmazilor. Mă, care e mai bun, care e mai fraged? Parcă e mai fraged un pic aici. Mai fraged un pic acolo. Da. Dar? Aici mai sărat un pic, mai gustos. Păi vrei sare, mai... ți-au cedată sare imediat. Nu s-am pus sare, am pus doar șoricu. Hotărăște-te. Brut. Hotărăște, e mai bun ăla sau ăsta? Ăla zici că e mai fraged, ăsta că e mai gustos. Parcă amândouă. Nu, azi că e mai sărat ăla, nu că e mai gustos. Păi nu mai aproape de mare, a bătut priza. Nu, dacă ne lipsește sarea, punem imediat sare. Asta zic, cred că le combin, iau crud de acolo cu sărat de aici. Ia uite aici. Ah, deci ăla e doar sare și ăsta e porc. Frate, corect, da. Ia uite, cel mai e cel. Ia să vedem. Ce e posibil, depinde, cred că și de după burtă nu e mai bun? De pe burtă, de la fund. Mhm. E moale. E bun de azi, bă, și de aici.
Așa îmi fac treaba cu ei. Uite aici cu sare. Uite aici cu sare. Tu mănânci tot șoriciul? Ia cu sare. Lasă-l în pace. Să îl mănânce pe tot. O, ce ne mai rămâne? E bun aici, șoriciul. Dați-i niște fudulii să gustă. Dați-mi mie. În parcul e bun și de aici, de aia să mai încercăm de aici. Hai că deja ți s-a făcut foame. Alo? Bă, dar voi nu vreți să gustați, că îl mănâncă pe tot, lăsați-l. Nu vrei să gusti, să spun eu cum este neapărat? Ia să vedem că tu știi de unde să tai, Mariane. Hai să gusti eu și spun eu cum a fost. Ia zi. A fost bun. Sper că ați făcut acolo testul ăla de pestă porcină, să nu mâncăm, să... Eu deja cred că am rasnă un pic, că parcă nu... Voi avea ceva, nu știu. E echitate, gata, nu? Da, da, vezi că urmează alte probe. Proba tranșatului, proba pomanei porcului, proba jumărilor. Și mai urmează, vedem. Auzi, e o experiență. Auzi și spun ceva. Da. Ia-ți tu pe bucătarul șef și pupă-l. Păcat dintre ei. Băi, ia uite cine a venit. Ia uite și cine a venit, eu? Dragi telespectatori. Cine a venit? Domnișoara. Domnișoara Maria. Domnișoara, nu? Încă nu, doamna. Domnișoara.